implementarea acestui mandat. Conform legislației în vigoare, la prima ședință ordinară, trebuie să validăm, să propunem validarea unui consilier și anume numărul 2, privind validarea mandatului de consilier județean al domnișoarei etnică Gabriela, care este și prezent. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Covasna, așa să-mi ajute Dumnezeu. Și vă rog să semnați.